Caterina Teodoroiu, pe numele său adevărat Cătălina Toderoiu, s-a născut în 1894, în ianuarie, în comuna Vădeni, asparte din orașul Târgu Jiu. După două clase primare în Vădeni, se mută în oraș. Apoi urmează școala de infirmiere și pensionul de fete găzduit de viitoarea școală Gheorghe Lazar. Făceam clasa a 5-a de liceu la București, când, cu ocazia războiului din 1913, m-am înscris în prima asociație a cercetașelor românce pentru a-mi servi cât de puțin țara în împrejurări grele. Ecaterina se înscrie la 19 ani în cohorta Păstorul Bucur, condusă de Aretia Piteșteanu, viitoarea soția lui Gheorghe Tătărăscu, viitor prim-ministru. Aretia va fi cea care va comanda în numele Ligii Femeilor Gorjene monumentul Ecaterinei, inaugurat în 1935, sculptat de Milița Pătrașcu. Și pentru că istoria e deseori o buclă, sculptorița, eleva lui Brâncuș, îl va prezenta pe acesta Aretiei. Aceasta îi comandă la scurt timp ansamblul monumental de la Târgu Jiu, inaugurat în 1938 și închinat eroilor din Primul Război Mondial, adică și Ecaterinei Teodoroiu. Ecaterina pleacă pe front în căutarea fratelui ei Nicolae în 12 septembrie 1916. Ajunsă în preajma luptelor în 20 septembrie, Ecaterina notează: în munții Oboroc a furioasă luptă, unde au căzut 500 de soldați români, din care 300 răniți și 200 morți. Cei 200 de ostași zac în 5 morminte. Ceva mai sus de Oboroca s-a dat iar o crâncenă în luptă, la care au murit 11 soldați, care zac toți într-un mormânt. Nu am știut cum se numesc. Ecaterina este din echipa cercetașilor. O primă luptă importantă la care Cătălina ia parte este cea de la Jiu din 10 octombrie 1916, ea fiind prezentă în primele linii. Armata întâi, comandată de generalul Ion Dragalina, respinge o puternică ofensivă inamică. 4 zile mai târziu, tânăra ia parte și la luptele de la podul Jiului, unde alături de militari și civili se luptă cu germanii care erau ajunși în munții Gorjului. Moartea la 1 noiembrie 1916 a fratelui ei Nicolae a afectat-o foarte mult. Ecaterina Teodoroiu decide să slujească țara în locul fratelui ei, să îl răzbune. În urma unei surprinderi din partea inamicului am fost luată prizonieră. Fiind escortată de o santinelă germană, am scos neobservată de nimeni un revolver din sân și am împușcat santinela și fiind noapte am fugit. Cu mine au mai fugit și alții de-ai noștri. În timpul fugii însă, inamicul a tras focuri și două gloanțe m-au nimerit, rănindu-mă ușor în piciorul drept. 9 zile mai pe urmă, spărturi de obuz m-au rănit în coapsă. Am fost dusă la spital în Craiova, apoi evacuată la București și, în sfârșit, la Iași. Acceptarea ei în prima linie nu a fost ușoară. Singura îndeletnicire a femeii pe front era îngrijirea răniților, dar Ecaterina a trebuit să câștige mai întâi bătăliile cu mentalitățile vremurilor, amenințând inclusiv că își ia viața dacă nu este acceptată să intre în armată și în luptă. Regulamentele militare nu permiteau înrolarea unui ofițer femeie, dar ea primește virtutea militară de război și gradul onorific de sublocotenent. În mod firesc, curajoasa Ecaterina Teodoroiu, care a luptat pe front, pierind în lupta de la Mărășești, a devenit un simbol și un standard al propagandei pentru refacerea moralului combativ și contracararea defetismului din rândul personalului armatei și în primul rând al soldatului țăran, cel mai afectat de mizeria tranșeelor, de epidemia de tifos exantematic, de dorul de casă. Ecaterina a murit la 22 august 1917, în timp ce îmbărbăta plutonul său cu vorbele: înainte, băieți! Înainte! Nu vedeți că sunt cu voi! Când două gloanțe de mitralier au lovit-o în piept, a murit pe loc. Cum s-a format acest mit feminin cel mai tragic, dar poate și cel mai fără de pată din istoria noastră? Alături de Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu este o eroină veritabilă care și-a asumat rolul de soldat în prima linie, alături și în fruntea subordonaților săi bărbați. A căzut în cele mai grele lupte din vara anului 1917. Moartea a plasat-o în legendă. Datorită eroismului, fără să facă niciun fel de școală militară, și-a condus ostașii pe câmpul de luptă. Prin determinare, curaj și sacrificiu, a fost promovată la gradul onorific de sublocotenent exclusiv pentru meritele ei, prima femeie ofițer al armatei române.